Salutare dragilor și bine ați venit la un nou videoclip pe canalul La Română. Astăzi vom discuta despre încă o cerință pe care o regăsim în cadrul subiectului numărului 2, una dintre cele 4 cerințe. Am discutat aseară despre ideea poetică și mijloacele artistice. Astăzi ne vom concentra asupra genului epică, dragi prieteni, și vom aborda problema perspectivei narrative, urmând ca mâine și poimâine să discutăm despre notațiile autorului, respectiv caracterizarea personajului, ce este perspectiva narrativă, o întrebare onestă pe care trebuie să ne-o punem. Cum vă spuneam, dragi prieteni, la limba și literatura română, important este să cunoaștem bine termenii. Dacă înțelegem termenii, atunci putem opera cu ei fără nicio problemă. Ce este o perspectivă? Este un punct de vedere, nu? Perspectiva ta. Care este perspectiva ta despre această problemă? Care este opinia, punctul tău de vedere? Narativ, nu? Narațiune, perspectivă, narativă, unghiul din care naratorul relatează evenimentele. Știm că când spunem gen epic, spunem indispensabil evenimente, da? Epicul, asta înseamnă epic, eveniment. Dar aceste evenimente sunt relatate de către cineva. Avem o instanță. E, această instanță se numește narator. Când eram mici, noi spuneam povestitor. Trebuie să facem această distinție dintre narator și autorul concret. Da? Naratorul din Ion nu este Liviu Rebreanu, este trimisul lui Liviu Rebreanu, delegatul. Există două puncte de vedere pe care naratorul le poate aborda. Un punct de vedere obiectiv, când naratorul este detașat, dar nu este implicat, da? Nu face parte din eveniment, el relatează la persoana a treia, spunem că adoptă o focalizare externă, este heterodiegetic. Diegeză vine din greacă, înseamnă eveniment, este diferită de eveniment, adică nu este acolo, înseamnă că el știe totul despre personajele sale, poate să le dirigeze, practic este un Dumnezeu și îl identificăm după faptul că relatează la persoana a treia. Deci perspectiva narrativă este obiectivă și avem o altă perspectivă narrativă, subiectivă, ea este implementată în literatura română prin intermediul lui Camil Petrescu, care preia această tendință de la Marcel Proust și avem foarte multe implicații ale acestei perspective narrative subiective. În primul rând, naratorul nu mai este de tip Dumnezeu, este un narator, personaj care face parte din evenimentele pe care le relatează, așadar verbul și pronumele este la persoana întâi, singular sau plural, nu mai cunoaște totul despre personaje, nu mai poate să dirigeze viața personajelor, știe doar despre sine, iar cititorul este și el limitat. Dacă ne raportăm la ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război, acolo vedem că noi, în calitate de cititor, nu vom afla niciodată dacă el are înșeală sau nu pe Ștefan, vom bănui așa cum bănuie și el. Și dar am pregătit un fragment din Pădurea Spânzuraților, o scriere care mi-a plăcut foarte mult și am prezentat perspectiva narrativă, da? Vedem că verbele sunt la persoana a treia. Din rana pământului groparii zvârleau lut galben, lipiceos caporalul și răsucea mustățile. Și eu vă recomand să începeți cu definiția conceptului pe care urmează să-l prezentați. Perspectiva narrativă reprezintă unghiul din care naratorul relatează evenimentele expuse în fragmentul suport. Da? Trebuie să ne raportăm la fragmentul suport. Poate este un roman experimental, iar capitolul următor abordează o perspectivă narrativă subiectivă. Dar fragmentul pe care noi îl avem de analizat include o perspectivă narrativă obiectivă, deci trebuie să ne raportăm strict la fragment. Textul dat, extras din Pădurea Spânzuraților de Liviu Rebreanu, este relatat de un narator obiectiv, da, identificăm prin persoana a treia, și apoi descriem puțin implicațiile naratorului asupra fragmentului suport.
În acest fragment este descrisă, asta este descrisă un spațiu domnatic unde are loc o execuție. Cei care au citit romanul știți executa cehului Svoboda, dezertor. Narratorul este heterodiegetic, adică nu se implică în evenimente, privește totul cu detașare, focalizarea este externă. Dacă narratorul era subiectiv, atunci narratorul era homodiegetic și privea evenimentele cu implicare afectivă, focalizarea era internă. Ok, sper că v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă abonați la canal și ne auzim mâine seară cu o nouă incursiune în subiectul numărul 2. Vă pup și vă iubesc!